stilului, al compoziției, al literaturii, nu pot să mai exprim, că nu am acest... Dar în ceea ce privește conținutul, mie mi-a plăcut foarte mult. Așa că las pe ceilalți specialiști în treaba asta să-și spună părerile. Nu știu câți generali a avut România. Cred că este greu de stabilit numărul lor, dar în orice caz, epoca pe care o trăim astăzi are de departe cei mai mulți generali. Dintre aceștia, unul singur este generalul nostru de 4 stele, generalul Mircea Chelav, doctor în științe umaniste și în același timp cu mari calități în istoria militară națională. Pentru că sunt generali care nu au niciuna dintre calitățile pe care un general ar trebui să le aibă, nu numai în orice armată, cu atât mai mult în armata română. Și în categoria acestora se înscrie un titlu de carte care nu putea niciodată să fie folosit în legătură cu starea statului România. România moluscă este o provocare, este o demascare, este un eseu, este un pamflet, este o categorică gândire, meditație profundă asupra viitorului acestei țări. De aceea ne-am întâlnit aici o mână de mari apropiați ai generalului, pentru ca să-i mulțumim pentru acest gest pe care l-a făcut și considerăm că va însemna în istoria eseisticii românești cu adevărat un moment de cotitură, de gândire, de meditație, altfel decât s-a făcut până acum. Între prietenii lui, de fapt prietenii României din această carte, se află câțiva remarcabili cărturari, mai întâi de toate academicianul Mihai Cimpoi de la Chișinău, apoi academicianul Copicuciucu de la Tirana, un mare exeget al problemei românești vis-a-vis de Europa și nu numai de Europa, Corneliu Vlad, dar și câțiva dintre cei care peste 2-3 zile o să ne aflăm la Alba Iulia, conducători ai românilor de pretutindeni, în frunte cu delegația din America. Astăzi este formată aici din două personalități, maestrul Timotei Bursu și membru al Academiei Oamenilor de Știință, și Nicolae Popa de la New York, și Alexandru Gorcea, și domnul Gorcea. Și noi ne vom afla în preajma al 1 decembrie la Alba Iulia, dar până atunci ne aflăm aici pentru a omagia idealul unei noi românii. România moluscă, așa cum apare în titlu, este un moment. România adevărată este un întreg trecut și un mare viitor, ar fi spus Nicolae Vâlcescu. L-aș ruga foarte mult să deschidă seria vorbitorilor de astăzi pe academicianul Mihai Cimpoi.
cu deosebită plăcere, fiindcă mai sus și mai tare, da? Domnul profesor, este adevărat că această lansare este un preludiu la ziua de 1 decembrie. Iată, vedeți că am luat-o înapoi, fiindcă am avut și eu o aniversare în septembrie. Este un preludiu adevărat și domnul Mircea Chelaru vine cu această carte după mai multe discursuri, după mai multe atitudini pe care le ia în domeniul istoriei României, cu niște păreri originale, credibile, care sigur că trebuie analizate și uneori chiar acceptate. Eu aș zice că domnul Mircea Chelaru este un general, în general român. În general român. Având în vedere că, având părinți de la Cernăuți, de la Chișinău, iată că el este un exponent al unității românești. Domnul general Chelaru promovează această unitate prin tot ce face. Domnul Mircea Chelaru a fost prezent la toate manifestările din Chișinău, din București, din Cernăuți. Asta nu este manifestare să nu fie prezent, și chiar atunci când domnul profesor Crăciun lipsește, domnul general e, am zis că vreau să spun că absentează. Da. Dar e prezent în cărți. Da, e prezent în cărți, sigur că da. Ce să spun, am călătorit odată cu niște colegi de la Chișinău, domnul general ne-a reparat mașina, ne-a vorbit despre istorie, zice, bă, deci cum așa, zice, bă, ăsta e general și știe istorie, știe carte, zice, că ăsta e într-adevăr un general român, care știe carte, știe istorie, știe cine suntem și ne convinge pe noi cine suntem. Domnul general, la multe cărți și la mulți ani. Grătate. Mulțumesc foarte mult, domnule academician. Hai să facem așa o acoladă, pentru că a vorbit răsăritul, să vorbească și apusul. Timotei Ursu este specialist în cinematografie și televiziune, dar și-a dedicat întreaga viață problemelor mari de istorie națională, pentru că s-a ocupat de misterul Cogaionului, de daci și, de ce nu, de relicvele lor, care se pare că unii vor să le ascundă pentru viitorime. El vine de la New York, așadar, hai să vedem ce ziceți despre generalul Mircea Chelaru. Dragii mei, despre carte, ca atare, eu am spus câteva rânduri și s-ar putea, nu m-am uitat dacă în ediția definitivă le-ați inclus. Eu nu-l cunosc atât din trecut pe generalul Chelaru, cât din viitor. În ceea ce privește prezentul, românii îl cunosc nu numai ca acel militar de frunte care s-a opus statiilor care au ieșit după Revoluție îndată din culise, cum spunea domnia sa undeva, venind la parastas fără lumânare. Dar îl cunosc astăzi, în prezent, prin trei dimensiuni foarte importante.
o dimensiune este dimensiunea de istoric. Și n-am să mă refer la asta din gelozie. O altă dimensiune este dimensiunea... O altă dimensiune este dimensiunea de om politic. Domnul general a fost recent văzut de întreaga suflare românească ca așa candidat din partea PPDD-ului pentru a-l înfrânge pe periculosul adversar Becali. Chiar dacă eu personal nu... Chiar dacă eu nu este vorba de steaua lui Becali, nu de Becali al stelei. Chiar dacă eu nu simpatizez cu opțiunea domnului general din punct de vedere a cărui partid s-a oferit ca mare luptător, trebuie să spun că asta este o chestiune nu de strategie, ci de tactică și fiecare general își alege tactica potrivită. Bravo dumnealui, pentru că la cei 60 de ani pe care îi dorim de 3 ori întreiți, are forța și tăria de a lupta pe mai multe planuri. Astăzi însă dumneavoastră aveți ocazia să luați o carte senzațională care înseamnă generalul Chelaru ca moralist. Ceea ce ne propune generalul Chelaru nu este o morală în sine, ci este o morală aplicată la ziua de azi, la degringolada din ziua de azi, și nu pot să fiu altfel decât, mai mult decât fericit că am fost aici împreună cu dumneavoastră la lansarea unei cărți. Și fenomenolog, este chiar un fenomen el însuși. În orice caz, îi urăm mult, mult succes și faptul că delegația colegilor mei mai americani decât mine, aici de față, au venit pentru a onora și cu prezența lor acest moment, spune multe. La mulți ani și mult succes, domnule general! Și eu vă mulțumesc foarte mult. Cred că din străinătate e delegația cea mai aprinsă. America e cu Mircea Chelaru, ceea ce e foarte bine. A sosit astăzi din Albania și academicianul Copicu Ciucu. Să știți că a citit cartea. Și este un lucru important acesta. Mi-a dat una și în consecință, domnule academician, onorați-l și domnia voastră. Eu mă simt onorat, fie prin faptul că mi-a înmânat-o cartea de la bun început la Chișinău, unde am asistat la un mare eveniment legat de marele om de știință și marele român, academicianul... Dacă am spus marele academician, e și Eminescolog și toate locurile. Scuzați-mă. Dar, în primul rând, vreau să subliniez faptul că titlul România Moluscă se leagă de profesia mea. Eu, fiind inginer geolog și paleontolog, am studiat moluștile, așa se spune la pronunță, moluștele, dar probabil nu i-a trecut prin minte domnului general faptul că multe moluște sunt în România, deci geologia teritoriul românesc este foarte bogată în minereuri, așa, dar această moluscă care se numește România este plină de carne, este vie, este plină de sânge, așa, plină de vitalitate. Și dacă se vorbește de o Românie moluscă, în sensul direct al cuvântului, asta e ceva trecător. România nu este moluscă și va fi un exemplu grăitor pentru toate popoarele lumii. Asta spun cu gelozie, cum a spus antevorbitorul, dar cu gelozie plin de entuziasm. Eu iubesc foarte mult această țară. Eu am citit cu mare atenție, am făcut niște nopți albe, nu numai ca să citesc cartea, ci și să subliniez mai multe idei care, cum a spus domnul academician,
sunt acceptabile, trebuie să le acceptăm, nu de dragul faptului că ne este prieten, dar fiindcă pun mâna pe niște plăci, iarăși trecătoare, sper eu, care în orice caz trebuie să fie vindecate cât mai curând. Și cel care le vindecă, vindecă este poporul român, care este plin de intelectual, de puteri inezauribile, cum se spune, sau cum se spune, inepuizabile, cum ia să trecut în minte. Eu mulțumesc domnul președinte Crăciun, care tot timpul are grijă ca să fim alături de oamenii care fac bine acestei națiuni și continentului nostru, care este vechi, bătrân, dar totodată e născut tânăr și nu va muri niciodată, și datorită faptului că suntem, avem autor atât de prestigioși ca generalul Chelaru și avem popoare atât de puternice din toate punctele de vedere ca poporul român, care scoate din sânul său, din gând în gând, ceea ce îi trebuie nu numai României, ci și umanității întregi. Și eu vă mulțumesc, domnule academician, și îl rog pe vechiul nostru prieten, susținător al idealului de românitate și mai ales demascator sub alte forme a acestei românii moluscă, gândindu-se întotdeauna la viitorul ei, este vorba de fratele nostru într-o românitate, Corneliu Vlad. După asemenea distinși români care au vorbit, voi vorbi și eu foarte puțin. Sunt aici protagoniști ai plicii culturale a românilor de pretutite. Este însuflețită de Niega, soră Victor Crăciun. Prieteni pe editurii aici ne-au fost și de asemenea singurului editor. Ne-am adunat în jurul acestei cărți, despre care vreau să vorbesc în puțin câteva cuvinte despre titlu. România moluscă. De câte ori m-am întâlnit în ultima vreme, nici prea des, nici prea rar, cu generalul Mircea Chelaru, mi s-a arătat tot mai stupefiat, tot mai siderat de faptul că prieteni de-al lui s-au întâlnit cu dintre. Mi spun, dom'le, dar cum ai putut să dai până asemenea titlu, că e o blasfemie pentru România și ponegrește imaginea țării, că mai nu se spune imaginea. O să spune realitatea românească, o să spune adevărul românească, imagine. Noi trăim din imagine, trăim din print, cum zice domnul academician, trăim din holograme mai mult decât în realități, pentru că realitatea este mult prea crudă. E, uite că generalul Mircea Chelaru face o holografie a realității de astăzi, adevăr, este o problemă mult.